Alert pentru viitorul copiilor defavorizați este gestul impresionant din partea unui tânăr pentru copiii care nu au unde locui. Justin va alerga peste 80 de kilometri pe traseul Iași-Hârlău mâine dimineață. Speră ca la linia de finish să-l aștepte colegii de liceu și prietenii. Cei care apreciază gestul tânărului pot dona bani. Are 18 ani și gânduri mărețe. Justin Păltinel este elev la liceul din Hârlău și pentru a ajuta la finalizarea construcției unui centru social va alerga 10 de kilometri. Startul va fi dat mâine dimineață la ora 6 din zona Bucium din Iași, iar în cel mult 8 ore vrea să ajungă în centrul orașului Hârlău. Mâine voi alerga 80 km, un ultramaraton caritabil. Scopul meu a fost să strâng fonduri pentru copiii îngrijiți de Provita, pentru construirea centrului social din Volinii de Munte. Voi alerga, voi da startul acestui maraton, ultramaraton, de pe strada Nicolae Iorga, bulevardul Nicolae Iorga și voi ajunge în Hârlău, sper să mă încadrez în 8 ore. La vârsta lui a mai participat la competiții de gen ce au avut loc la Alba Iulia și București. Deocamdată sunt novice în acest sport, dar cu toate astea am participat la două competiții oficiale, Alba Iulia City Race în martie și Bucharest International Half Marathon, la care am obținut rezultate, zic eu, foarte bune. De câteva zile de când a fost deschis un cont online pe provita.galantom de către tânărul din Hârlău, au fost făcute și donații. Justin Păltinel vrea să strângă măcar 1000 de lei. M-am gândit că e bine dacă noi ca oameni să putem ajuta și prin intermediul sportului și este o oportunitate pentru mine să fac așa ceva. Este bucuros că cei apropiați îl încurajează și speră ca mâine, în jurul orei 14, când va ajunge la linia de finish din Hârlău, în zona centrală, să-l aștepte cât mai mulți cetățeni. Asociația Provita este o organizație non-guvernamentală și non-profită înființată în 1991, având ca misiune ocrotirea copiilor aflați în dificultate, fără discriminare, până la integrarea lor în familia naturală.